Transalpina Fese continuă și în 2024 în stațiunea Montană Rânca. Participanții sunt așteptați la poalele Transalpinei cu un program menit să ofere o experiență muzicală completă. Accesul este gratuit, iar spectacolele vor începe la ora 20. Ca la rândul ei să se bucure că mâine și poimâine la Rânca, respectiv în 28 și 29 iunie, se va desfășura cea de-a 6-a ediție a festivalului Transalpina. Atenție, Transalpina fără rock, fiindcă, să zic așa, e o schimbare la care a recurs pentru a fi pe gusturile câtor mai mulți iubitori de muzică de gen, în sensul că nu neapărat muzică rock, ci și pop, ci și alte genuri, tot, bineînțeles, muzică ușoară, își vor găsi locul în festivalul nostru. În ce privește spectacolele, vor începe la orele 20 și se vor desfășura în aceeași locație de anul trecut, respectiv scena este lângă cabana Râncaschi, acolo de unde pleacă telescaunul, iar toată panorama aceea, toată poiana este liberă și așteptăm să se umple de spectatori, de iubitori ai muzicii acesteia. La festival sunt așteptați mulți participanți. Fiecare formație începe în jurul orei 3 repetițiile și au circa o oră de repetiții, după aceea intră spectacol seara după 8, câte o oră în propriul spectacol, cât se adună și majoritatea turiștilor. Bineînțeles că turiștii pot să vizioneze și repetițiile, să-și au autografe, pentru că e mai greu în timpul concertului să stea acolo și să iau autografe, pentru că coordonarea cu jandarmeria va fi de așa natură încât niște garduri va desparte turiștii și cei care sunt idolii acolo pe scenă să poată să întrebadă cu dânși. Dacă în anii trecuți festivalul avea loc pe platoul de la intrarea în stațiune, anul acesta scena se va afla chiar în zona centrală a stațiunii, la baza pârtiei M1.